Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Dan Pârvu. Suntem încă o dată împreună în cadrul unei noi ediții emisiunii Art Cultura. Astăzi, alături de mine, l-am pe domnul Cătălin Pavel. Cătălin, bine ai venit! Bine v-am găsit! Așa cum se obișnuiește, trebuie să fac o prezentare de început a invitatului pe care astăzi o să-l audiați și cu care o să încercăm să vă oferim câteva momente interesante de literatură, vă spun încă din debutul acestei emisiuni. Cătălin Pavel este doctor în arheologie, autor al unui volum de teorie și metode arheologice și coautor al unui dicționar de mitologie greacă și romană împreună cu doamna Zoe Petre și Alexandra Lițu. Este de asemenea câștigător al concursului de debut literar Unicredit, ediția 2010 și al premiului Ministerului Culturii, tânărul prozator al anului tot 2010. Așadar, tema discuției noastre va constitui chiar acest roman apărut la editora Humanitas și intitulat Aproape a șaptea parte din lume. Mm. Deci, Cătălin, ești deja un scriitor afirmat și cumva atestat, aș putea spune, de către aceste două premii. Haideți să vorbim despre romanul tău. Cum, de unde și de ce? acest roman și această preocupare a ta? Cele trei întrebări de deschidere sunt fundamentale și abisale. <laughs> nu cred că mă ajută să <laughs> intru în temă. Hai spunem să spunem cât ai să... să scrii. <laughs> Atunci poate e mai ușor. Încă din cele mai vechi timpuri. <laughs> Bun. Um, romanul e, o, e, un rezultat al experienței mele ca scriitor ne-debutant și al experienței mele ca arheolog uh, și al experienței mele în calitate de călător pentru că e vorba despre toate astea în carte. Acum dacă mă întreb de ce, de ce scriu un general asta e o întrebare într-adevăr monumentală și cred că nu ne ajunge emisiunea ca să să Hai vedem să încercăm. despre ce scriu să îi să răspundem așa, să măcar să-i dăm un ocol grațios okay. și plin de respect. Deci de ce să mai scrie în ziua de astăzi? Um, bun, eu cred că um, te ajută să scrii, te ajută pe tine ca individ, înainte de a ajuta pe lectorii tăi, care poate nici nu vor exista, dar în momentul în care scrii... Uh, Acorzi în sfârșit lumii o atenție pe care niciodată până atunci nu i-ai dat-o. O atenție ca și cum lumea nu ar fi fragmentată, ca și cum lumea ar fi întreagă, unitară. E un, e un exercițiu de înțelegere. Încerci să înțelegi mai mult, să te înțelegi. Sau e pur și simplu ocazia de a afirma răspicat că nu înțelegi, că nu înțelegi nimic. Măcar, mm -hmm. măcar asta. Bun, este un exercițiu de, mai degrabă, înțeleg de la tine, de conștientizare de luciditate, exact, exact. Să, să, să stai locul lui să întârzii în huzurul intelectual și să să consumi intelectual. Bun, ok. Consumăm e, și idei chiar. la fel cum consumăm, eu știu, banane. Ok, nu e vorba de banane în carte, dar nici de idei. Banane, <laughs> da, da, ba da, de ce, de mai ce? De sunt sunt multe idei, mai ales pe final. Am văzut că acolo încep să, să vină așa grămadă, chiar teoretizate un pic. Mm, ok, paginile alea trebuie rupte. <laughs> nu, 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 nu trebuie rupte absolut, absolut nimic. Dar să nu uităm un lucru, încercăm toți să scriem cu speranța că vom ajunge în studioul RFI la un moment dat. <laughs> Sigur, și în cadrul acestei emisiuni mai ales. Uh, Haideți, spune spunem. deci scrisul pentru tine este o cale de autocunoaștere până la urmă sau de disciplinare sau și-și? Este o cale de, de îmbogățire intelectuală și sentimentală. Îți dai seama că știi abia atunci când scrii. Sau, cum spuneam înainte, îți dai seama că nu știi, dar și asta e o achiziție culturală. Știi Ești de în posiția te... ignoranței tale. Te întreb toate chestiile astea și insist asupra acestei întrebări, pentru că mie, cel puțin citind paginile romanului tău, personajele mi-au lăsat impresia că nu știu absolut nimic despre ceea ce li se întâmplă. Trăiesc pur și simplu, iar singurul om care încearcă să facă un exercițiu de ăsta de conștiință uh, și de luciditate, eu știu, hai să-i spunem, de aproape damnată, așa, în timpul călătoriei lui permanente, uh, hai să-i spunem uh, deja pe nume personajului tău, Zoran... Uh, uh -huh. Zoran. Zoran e ok. Uh, ajunge la un soi de aporie de asta, așa, de viață care nu îl nu, nu, nu ajută cu absolut nimic să, să își rezolve nici trecutul, cu atât mai puțin viitorul și rămâne așa cumva fixat, mă rog, mai ales că gândindu-l la ce destin îi oferi, într-un prezent așa veșnic. E, da, e un fel de pasivitate asumată, cred. Omul pur și simplu renunță să, să încerce să să miște lumea. El de acum vrea numai să o contemple. Păi, poți să miști lumea în afara gândului, făcând tocmai exercițiul ăsta de luciditate, așa în cazul tău scris -o. Forța ta poate fi orientată către implicarea a, lumească sau către implicarea interioară, până la urmă. Deci, încerci să miști ceva afară sau înăuntru. Bine, dar oricum ai încercat să miști, bănuiesc că trebuie să faci. Factorul ăsta în mod asumat și cumva încercând niște proiecții de viitor și niște construcții. Or, tocmai asta îmi plăcea la personajele astea letale, că își treau pur și simplu senzațiile și se lăsau consumate de ele. Fiecare da, în exact. parte. Exact. Omul se retrage. Vine, vine un moment în care acest, acest individ, Zoran, se retrage din... Propria lui viață, a mâncat suficient, acum trebuie să digere toate lucrurile astea. Ajunge cu atâta mâncare, ajunge cu atâtea senzații. Hai să le punem în ordine, hai să le clasificăm. Din Și fericire, digestia asta... se face dincolo de gândurile noastre, știi? Când ajunge în gândurile noastre, deja este o problemă. Apropo de digestie, spunem, este un semn de oboseală, momentul în care te-a pus de scris, sau momentul de luciditate. Pentru că mi se pare pe de altă parte la fel că personajul tău principal este un om nici măcar plictisit. Este un om dincolo de plictis și luciditatea are o oboseală de aia metafizică. Ar vrea să se odihnească cumva. Da, există și o oboseală pe care ți-o dau senzațiile prea intense. Nu neapărat plictiseala te te muleșește, dar și excesul până la urmă. Ideal e să, să reușești să ai o o separație justă de propria ta persoană, igienică, din când în când să poți să, să reflectezi realmente la ceea ce s-a întâmplat, pentru că trecutul e principala noastră avuție, și la ceea ce se întâmplă sau să pui o surdină întâmplărilor de acum ca să auzi mai degrabă ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat în viața ta, ce s-a întâmplat cu oamenii din jurul tău. Și făcând exercițiul ăsta cu ce te alegi, sau cu ce speri să te alegi? Ok. sper să sper să înțelegi. Asta e. Suntem, suntem, obsedați de înțelegere, chiar dacă ea nu vine cu nu vine cu o stare plăcută, nu vine cu împăcarea neapărat uneori da, alteori ba, dar suntem oameni condamnați să, să dorim să ne lămurim. Cu toții? Toți deci, prin în orice prin... casă, cei care scriem, cred că Aha. trecem prin asta. <laughs> Am înțeles. Uh, și la capătul a 300 de pagini aproape de roman. Ce, 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 ai acumulat? Ai mai multă înțelegere față de propriul trecut sau față de trecutul propriilor tale personaje sau față de gestul tău de a scrie? Da, foarte, foarte bună întrebare. Uh, acum, în personajele, scriitorul se identifică cu toate personajele lui. E ca și cum ai fi într-un uh, quartet, dar când la toate instrumentele tu, deodată, te identifici și cu alea bune și cu alea rele și cu alea bune-rele. Deci, le funcționezi în inima fiecăruia dintre ele. La sfârșit, ești puizat. Aproape că nici nu mai ai vorba despre tine însuți. Ai uitat cine ești tu însuți. Ai rezolvat sau nerezolvat niște personaje, iar tu ești la fel de nerezolvat ca, ca oricând altcândva. Am înțeles. <laughs> Hai spune-mi, cum ai ales uh, uh, această, nu neapărat temă, ci această stare a cărții? Pentru că mi s-a părut că până la urmă tot uh, romanul tău e o stare imensă și excelent uh, descrisă. Nu e stare românească, în primul rând, trebuie să-i spunem din capul locului, uh, nici măcar... Uh, o stare a Estului Europei este o stare mai degrabă geografică, undeva Africa, undeva Europa, când în Vest, când mai la Est. E așa, cumva o stare mitologică cu întâmplări hmm. fundamentale în viața indivizilor, nu neapărat a unor persoane, ci a unor personaje. Și totul este cumva într-o. Nebuloasă în care mai uh, avem câteva elemente de control, cum ar fi aparatul tehnologic. Noroc, mai există laptopuri și mail-uri care <laughs> apar din când în când, altfel totul ar putea să fie bine mersi în orice fel de dimensiune paralelă sau da. de altă natură. Mulțumesc pentru cuvântul mitologic. Mă simt foarte flatat dacă am reușit să comunic cu asemenea stare. L-am autosabotat, într-adevăr, introducând da. laptopul și comunicarea pe e-mail care Dar este... asta, asta a fost starea mea, citind. Da. Romanul e, e o încercare de a esențializa ce se întâmplă cu noi în lumea asta postmodernă. Dar eu. O sunt până la urmă um, sunt peripețiile unui călător, nu tribulațiile unui călător care circulă între, între culturi, așa cum circulă și între stări de spirit și fiecare din ele îl ajută să să înțeleagă mai bine trecutul. Faptul că e o componentă arheologică acolo e oarecum normal, e un șantier arheologic în Mali care e suc, care de fapt a fost și un studiu de caz în teza mea de doctorat e un sit important pentru comerțul caravanier transaharian în epoca islamică timpuria omeiazi, abasizi un bun prieten sap acolo și astăzi conduce săpăturile din partea Londrei sper să mă ierte că nu e un personaj foarte pozitiv în roman și... Um... Dar are prestanță Da, sigur <laughs> Fiecare personaj are coerență, care e probabil lucru cel mai important. Sau e credibil, sau ar trebui să fie credibil după mintea mea. Bun. Și unde ajungem? Bun. Ok. E vorba despre. Personajul principal poate fi chiar călătoria, să zicem. E vorba despre timpul în care se desfășoară călătoria, timpul cel mai bun pe care îl avem timpul în care noi suntem mai buni decât oricând. Hai, hai să te întreb ceva. Mm. Este adevărat că există un timp al călătoriei și aproape romanul este bazat pe acest timp al călătoriei, dar timpul călătoriei este un timp care aparține un, unei dimensiuni de mijloc, ca să-i spun așa. Călătoria se petrece între două puncte, întotdeauna. Deci, ea este o cale către, de asta și spune, călătorie, și e, nu are un sens al ei, ci ea trăiește pentru propria ei destinație și pentru locul de unde pleacă. Și atunci, toată starea asta de nebuloasă, care este din roman, este dată de însăși acest timp al călătoriei, pentru că e, pe parcursul unui act în desfășurare care trebuie să ducă undeva și nu ajunge niciodată nicăieri există, o, așa după cum chiar tu spui la un moment dat o stare de pierdere a, a bunei dispoziții, înțelegi? A, trebuie să ajungi undeva pentru ca această călătorie să capete un sens. Ori toate aceste personaje ale tale nu ajung nicăieri. Ele sunt într-o veșnică într-adevăr căutare, hai să spun de sine și sunt într o călătorie care este normal viața noastră a tuturor, dar nu au niciun fel de țintă clară și în afară de asta mai și dispar. Unul după altul. Dar foarte interesant, dar dar călătoria funcțională este cea care pleacă din punctul A și ajunge în punctul B. Zoran este un om care și-a închis conturile cu viața și călătoria pentru el este un scop în sine. Păi tocmai el, deci el spune, sau tocmai tu spui în, 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 în romanul ăsta că este o iluzie și o este greșeala lui fatală pentru că nu și-a închis toate căile cu viața și nici toate conturile cu viața. A lăsat uh, uh -huh. cel puțin două Corect. Uh, legătura cu presupusul lui copil. Îmi place că nu se știe al cui copil este până la urmă, niciodată. Este într-adevăr de o postmodernitate... Asumată și exaltantă. Asta era valabil și în preistorie, probabil. Da, dar lumea nu-și pune atâtea probleme. Da, și nu cita cărți. Nu, nu, și nici nu le scria și nici nu ținea neapărat să facă o corespondență săptămânală de aici și numele, înțelegem, de aproape a șaptea parte din lume, nu? Uh -huh. Cu un fiu presupus și are și mai are o amintire cu trecutul, de propriul tău trecut, nu poți să scapi decât făcându-ți o lobotomie oarecare. Deci, Uh, această ieșire din, uh, din uh, viață pe care o presupune uh, practica personajului tău, uh -huh. Zoran, este o iluzie. Corect. De deci, ce el ia decizia să călătorească? Călătorește 5 ani de zile, nu se dă jos din tren. De câte de două ori. Exact. Am reținut. Și până la urmă, ce se întâmplă este că în toiul deciziilor noastre, celor mai radicale, celor mai frumoase, luăm totuși cu noi în buzunar și slăbiciunea noastră și mediocritatea noastră. Deci el face acest gest larg de a spune de acum sunt tot timpul pe drum peripatetic, picaresc, mă învârt de jur împrejurul acestei lumi, dar nu poate să meargă până la capăt. Nu poate să devină un, un erou al călătoriei. Este doar un individ care pe merge fi, din tren în tren. Ar fi fost un erou al călătoriei dacă la capătul acestei călătorii ar fi găsit iluminarea. Asta este clasic. Orice drum trebuie să ducă la o iluminare. Dar frumusețea noastră postmodernă și cinică este că noi nu ajungem nicăieri. Luăm vechile practici ale călătoritului, ale reflexiei, ale, hai să spunem, ieșirii din lume și nu ajungem nicăieri. Cu ele. Da, poate fi un lips al meu ca scriitor nu, că nu am absolut fost în stare deloc. să asigur o iluminare la sfârșit. Nici nu te ai dorit, o sper. Nu <gânt> e vorba de dorit. Probabil e vorba despre apetența mea pentru așa ceva care Dar am impresia în că... sau în că sau un tren. Aha, am impresia că nimeni nu are o apetență pentru așa ceva în ziua de astăzi. Mai crede cineva în iluminări? Tocmai asta mi se pare. Toată lumea în romanele astea, mai ales cele care încearcă să fie cât, cât mai lucide joacă cu piesele pe care viața îi le pune la dispoziție. Nu, nu, vrea nimeni un dincolo, cu adevărat. Vrea numai o organizare cât mai concretă a înțelesului acestei realități cu care are de-a face. Restul este doar presupus sau un act de fantezie. E dacă este trecut la sertarul cu fantezie, ok, putem să facem orice, începând de la Harry Potter până la stăpânul belelelor, sau mă rog, inelelor, cum mi se spune. Abarnăm. Mi-e teamă că ai dreptate. Și e trist dacă e așa. Dacă trăim într-o cultură care nu mai propune modele, modele mari. Din fericire, stăm pe umerii unor uriași care au propus suficiente modele. Bun. Hai, hai, să, hai, să, hai să, o luăm, să o luăm altfel. De ce ai construit niște personaje de asemenea factură și cu asemenea destine? O fată care dispare în deșert, mi-a plăcut cum a dispărut, pur și simplu. Domnule, e cam bancul cu bilele. Una s-a stricat și alta s-a pierdut. Păi, da am lăsat bila aici. Nu, uite, mai o hopat acolo. Și cu asta, basta. Un băiat care ar fi vrut să facă un fel de fotbal, și care până la urmă o pornește pe urmele unitate prezuntiv și se apucă să călătorească. Un tată care, la rândul lui are un destin cu totul și cu totul de excepție. Nu o să-l dezvăluim pentru că dorim ca... Spoiler alert! Da, ca toată lumea să citească acest roman, pentru că îl recomand cu cea mai mare căldură. Este o carte care, într-adevăr, într-adevăr merită citită. Și este o carte care, chiar dacă lasă așa un gust, hai să-i zicem, al melancoliei, este o carte pe care o ții minte. Da. De ce acest <laughs> gen de personaje? Că de la existențialiști încoace toată luciditatea lumii ne apasă, mai mult sau mai puțin. De aceea ne facem concedii bogate, de câte două, trei săptămâni, pe rupte. Da. Îți răspund la întrebare după ce mă întorc din concediu. <laughs> am, am, înțeles. Eu nu ți alegi personajele, personajele te aleg pe tine și te, te, devorează. Acum ai lucruri... Ne întoarcem din nou, de ce scriem? De, de ce scriem? De ce nu lăsăm lumea în pace? De ce nu ne potolim? E, Asta e, nu te poți opune. Și alegi personajele în funcție de, de, de stilul pe care îl ai. Stilul, de fapt, e probabil esențial aici, pentru că nu în comunicare. Stilul de viață sa, sau stilul literar? Amândouă. Una ar trebui să fie reflexia ce... celelalte. Eu știu, da. Probabil. Tu știi mai bine. Tu ești profesionist aici. Uh, Bun. Uite, Flaubert zice că dacă vrei să fii. Navalnic și ca o bombă în ceea ce scrii, trebuie să trăiești ca un burghez în super ordine fără exces în viața ta personală. Ca să aici cumula? Ca să, da, nu știu, energia asta nu se poate împărți între cele două tărâmuri. Trebuie dedicată unuia sau altuia. Da, o așceză de tip burghez. Foarte interesant. Da, deci cifru, nu, cifru comunicării din această carte și din oricare altă carte, este până la urmă mesajul cărții. Stilul nostru este mesajul nostru și acum personajele astea sunt, sunt construite din stil. Stilul nefiind nu e o etichetă pe care o pui pe produs, este produsul însuși. O parte integrantă din produs. Este personalitatea unui scriitor făcută țândări și fiecare țândără devine un personaj până la urmă. Și, nu? Încerci să pui acolo ceea ce stilul trebuie să fie cumva o reflecție a valorilor tale estetice și morale nu poate să nu aibă nicio legătură cu tine dar tu ești, tu nu ești același tu ești proteic, tu ești bun și rău ești trist și vesel și atunci personajele tale sunt varză nu știu ce să facă cu această diversitate o, se, o întruchipează pe bucăți, sunt foarte versatile. Ai nevoie, ai nevoie, să râzi și ai nevoie să, să exprimi nu, miza mare a existenței noastre. Acum, asta e o obsesie a tinerilor autori și a tinerilor prozatori ai anului 2010. Încercarea asta românească de a scrie romanul super total, în care să dai seama despre tot. Asta e o greșeală. E o greșeală care distruge pe mulți și poate că și această carte se cam îndoaie sub presiune. Trebuie să fim mai mai liniștiți, adică mica parodie, micul adevăr, nu să încerci să, să, să spargi toate barierele, să dai seama de complexitatea acestei lumi, de viață și de moarte, tot un 300 de pagini. Lasă asta, lasă-l pe Dostoevski, lasă-i pe alții. Tu scrie o chestie care se citește repede, cu plăcere, care vorbește despre, despre ce te doare, dar fără să te doară prea tare și cu asta basta. Acum și în literatura noastră adică, o să Adică mircea făte că lucrezi. Făte că scrii. Sau că scrii sau că nu mai știu cum. O să era. se întâmple și la istorică. noi asta. O să se întâmple și la noi. Asta noi avem scriitori majori, dar trebuie să începem să avem și scriitori minori care scriu bine, nu care sunt geniali. Pe păi așa se face o literatură. Da, cu scriitori buni, nu geniali. Da, este foarte, foarte adevărat. Uh -huh. Dar nu cred că este cazul acestui roman care sigur este o scriere majoră. Balcanic major, balcanic major. Balcanic da. este un compliment. Nu mă dezic de acest balcanism de această nebunie. Din e... contra nu mi s-a părut absolut nimic balcanic în acest roman Mi s-a părut că este un exercițiu de europenitate de cel mai bun. de cel mai bun gust și de, de consistență chiar. Și nu știu cum de a răsărit tocmai din partea asta. De, de, lume, de la noi de aici. Cum s-a putut Poate că, da curs unui asemenea exercițiu valoros? De că romanele de debut sunt mai ferite, ele vin din izolare. Următorul roman va fi... Ceva românesc asumat? <laughs> Ceva românesc asumat, aproape nepublicat. <laughs> da? Este o amenințare sau o stare de bine? Sper să urmeze un alt roman. Editura Humanitas a făcut o treabă excelentă public în această carte. Și Sunt de acord Sper să... <laughs> Sunt absolut da, de acord Mai pus la punct, n-ar trebui să spun asta Dar sper să urmeze și un alt roman Hai, pentru că toți suntem așa Pe la jumătate discuției noastre Să începem cu întrebările grave mm. Tot romanul tău Ca să spunem lucrurilor pe nume Este un roman de dragoste, domnule. Este un roman care se ocupă de vechea problemă Cine cu cine se leagă, de ce și în ce în conjunctură? Dar Am încep... am vrut să scriu această carte ca să dovedesc că nu ai nevoie de poveste de dragoste ca să ții un roman la o oaltă. Povestea de dragoste a apărut fără să-mi dau seama, ca un intrus și s-a înstăpânit acolo și a început să controleze tot. Așa, ca urmare, să revin. Romanul tău este un roman de dragoste, domnule. De... Deci, Bun. Mai crezi în acest exercițiu ca unul valabil și mai mult de atât ordonator? care să ne facă să ne oprim la jumatea vieții precum domnul Zoran al tău care el însuși la rândul lui personajul este o fuziune de culturi mă stai sărboai că tasul român mm -hmm. el lucrează la crucea fără frontiere mă rog internațională roșie sau nu mai știu pe unde este un doctor de mână care operează tot ce se poate este, este frumos mi-aduce aminte cumva de Bulgakov de semnări de pe manșete cum erau uh, uh, nopțile ale lui uh în satul care în, în care toate lucrurile se petreceau într-un mod sinistru din punct de vedere medical. Deci mai crezi în iubirea asta care ne determină viețile, iată, pentru că sunt trei mari cupluri, el cu ea, alt el cu ea și doi copii care au de la început, un el și un ea. Deci în mod evident ei cred în asta. Fiecare și pe limba lui, și nu? Eu dau glas, dacă îmi permiți da. acest cuvânt valoros, eu dau glas acestei posibilități. Mm. Acum, eu sunt o cutie de rezonanță nu pentru multe povești care, care se, se varsă în mine, care vin de la alții, da, care da, vin de la mine. Mea era mult mai dificilă, mai ales că uh, suntem uh, la capitolul întrebării de-astea fundamentale. Mai crezi în acest sentiment ca fiind ordonator? în viața noastră sau este tot așa o practică post modernă. Domne am iubit voi mai iubi și încă iubesc chiar încă nu m-am plictisit. Un act ca oricare alt. De fapt asta este mi se pare miza întregului roman este iubirea un act ca oricare altul sau este ceva care merită să ne scoată din țâțâni să ne deraieze să te gândești să faci exact. o filozofie a acestui sentiment. Exact. Ordinea nu e întotdeauna dezirabilă. Uneori o ordine explozivă, uneori o deraiere este mai creativă, este mai profitabilă pentru realizarea potențialului tău ontologic. Nu întotdeauna. Alteori o dragoste te consumă, te arde, nu rămâne nimic din tine decât învelișul. E ca un diamant pe care îl șlefuiești și îl spargi până la urmă. Deci nu... Pentru fiecare există o altă rețetă de, de mântuire. Pentru unii e dragostea, pentru alții e alt, altceva. Pentru alții nu e nimic. Aulă, te poți mântui prin nimic? Ar fi excelent. Cred că nu și-ar mai bate nimeni în capul cu, cu, cu absolut niciun fel de probleme. Ar putea să trăiască așa și s-ar trezi direct prin nimic mântuit. În orice caz, o obsesie iluministă încă europeană Este această obsesie a mântuirii prin cultură. Este o obsesie seculară care înlocuiește această mântuire medievală religioasă. Noi avem cărțile, avem muzica, avem filmele, avem iluzia, uneori complet greșită, că asta poate fi mântuirea noastră. Dacă mântuire e egal sens, atunci da, poate fi înțelese într-adevăr ca o obsesie iluministă, care ne. Cuprinde și pe noi. Dar procesul asta e, se stinge încet, încet, pare să. Păi, se stinge pentru că a avut destule șocuri de îndurat, și, mă rog, a ieșit destul de crispată, așa, din toate astea pe da. care le-a avut cu realitatea. Dar iubirea face parte din realitatea noastră aia profundă, care nu se supune niciunui tip de filtru cultural, indiferent cum ar fi el construit sau pus în circulație pe piață, este ceea ce ne face până la urmă să fim oameni sau cultura ne face să fim oameni? Bun, ele nu sau sunt... Sau și a nu se este un gest cultural. Alta. Fiecare o îmbogățește pe cealaltă. Cultura te îmbogățește... Și iubirea te îmbogățește, ești rezultatul acestor căutări ale tale și al norocului tău existențial. Nu? nu întotdeauna poți să găsești cartea care îți salvează viața sau femeia care îți salvează viața. De multe ori te găsesc ele pe tine. Sau nimicul care îți salvează viața. Um, bun. Felul Pentru că în care există și o apologie viața e... a banalității care ar putea să îți salveze viața. Unii își doresc la un moment dat să aibă o viață pur și simplu liniștită, să fie așa zis cu ghilimele de normali. Dacă te referi la un fel de eroism cotidian al celor despre care nu știm nimic și care zi de zi au, au acest quest pe care noi da. ne închipuim că trebuie să l facem numai la televizor, numai pe mari scene, numai în mari biblioteci, dar el se întâmplă la fel de bine Cu funcție în funcție simbolică la noi. Da. El există un eroism cotidian în care Faci ceva pentru familia ta, pentru fratele tău, pentru sora ta, fără să știe nimeni, fără ca nimeni să te laude, să spună, extraordinar, cum ai făcut tu asta zi de zi pentru sora ta bolnavă, pentru mama ta săracă. Uneori, fără ca măcar tu cel implicat să-ți dai seama de magnitudinea gestului tău, faptul că ești erou nu, nu este la, la îndemână, nu este totuși un act pe care să-l consumi așa doar dacă face parte într-adevăr din viața ta normală de zi cu zi. Ei, vezi, exact asta e, e dificil de exprimat în literatură și asta asta aș vrea asemenea cărți despre posibilitatea eroismului azi. Păi, Poți să fii erou oricând, ni se spune așa, cel puțin în mod teoretic, ca să fim mângâiați pe cap, să nu fim foarte, foarte frustrați, pentru că nu putem să fim cu toții Leonidas acum sau Achille sau nu știu alte personaje care sunt ție mult, mult mai familiare. De când, sau nu știu, Gică Hagi, nu putem fi cu toți. Tot un tip de eroism. Și atunci ni se spune, da, domne, poți să fii erou făcând aproape orice. Acest eroism al banalității. A scrie? Te poate califica? pentru. De ce nu? Poți să fii erou scriind? Pentru tine în sus, da, cel puțin. Parcă așa spune, nu contează dacă ai lectori sau nu. Contează că tu poți să te salvezi pe tine sau să treci de o situație dramatică sau să înțelegi niște lucruri care să devină fundamentale pentru propria ta desfășurare, scriind? Uneori am impresia că atunci când scrii, nu, ești, nu mai ești în mijlocul stării, exploziei, agoniei sau extazului pe care îl descrii. Scrii câteva zile după aia. Nu mai ești în miezul scenei care te-ar face ipso facto să nu mai poți scrie nimic. Scrisul se întâmplă apoi, după un decalaj, când poți să devii funcțional. E ca în, în finalul sacrificiului, ultimul film al lui Tarkovski, e o scenă, un, un tracking shot foarte lung, câteva minute, în care arde o casă întreagă. Da, așa este. Așa este. Așa, așa este. O arde. Okay. În timp ce filma chestia aia, Tarkovski a avut o mare problemă. Camera s-a blocat și nu au mai putut să recupereze filmul. Casa a ars degeaba. A trebuit să o reconstruiască în pripă, în câteva săptămâni, ca să refilmeze incendiu. Și să mai ardă o dată până la și capăt. Exact. Am impresia că așa se întâmplă și cu cartea. Atunci când casa arde, camera ta se blochează sau creionul tău se blochează. Da. Ții minte felul în care ars casa și descrii în liniște din miezul mediocrității tale, acum nu mai ești atins de aripa îngerului. ești în miezul mediocrității tale și descrii cum ai văzut casa arzând. Da, este un gest cultural, total. Celălalt este un gest de trăire autentică. Este o, hai să spunem, o inițiere într-un adevăr. Este un gest mistic, să-i spunem cu ghilimele. Cu mistica exclude uh, frazeologia. Sigur. Ai un bilețel ascuns în baton, nu? Pardon, niciodată nu? un mistic n-are. numai când iese din transă, spune că nu, po nu poate să spună ceea, spune că nu poate să spună, repet, uh -huh. a treia oră, deci spune că nu poate să spună ce are de spus, de fapt. Nu are cum să comunice starea respectivă. Înseamnă că la fel ieși ești și dintr-o iubire și după aia ți-o povestești. Nu? Înțeleg din din. Îți povestești totul. destinul personajelor tale. Îți povestești totul pentru că avem, probabil în special în România, încă fascinația povestirii și uh, modelele mele în literatură sunt mari povestitori. Sunt, sunt Max Frisch, sunt Henry Miller, Marin Preda, oameni care povestesc într-un mod curgător până peste poate. Deci marea poveste, fără... Sigur, sunt și, și oameni care, care... Fragmentează povestirea ludic în, în asemenea hal încât ea nici nu mai contează, nici nu te mai interesează că există un capăt al povestirii, un deznodământ, pentru că povestirea în sine e atât de frumoasă, felul în care se joacă Nabokov, Agopian cu aceste. De la cu, Adam, cu aceste modelul. Exact. deci, Deci, modelele pot fi și contradictorii până la urmă, nu e o problemă, e chiar bine să ai modele contradictorii, să admiri oameni care nu s-ar înțelege bine la o bere, dacă i-ai pune la oaltă. Și pentru mine încercarea de a, de a, povesti frumos și eventual de a te juca aici colo este tot ce, tot ce pot să-mi cer mai mult deocamdată. Dar spune poate să existe erou în afara unei povești? Da. Cum? Cool. Un erou, Poți să ai o concepție narrativă indo-europeană despre erou. Eroul se realizează în, în, prin, prin teste, prin încercări, dar există și, și un titanism care ține mai mult de, de atitudine, care nu are nevoie să se obiectiveze în, în fapte. Mai antiistoric, dacă vrei. Un erou istoric, un erou antiistoric. Un erou războinic, un erou mistic. Și personajele tale sunt antiistorice? Prin încercarea de a, de a anula timpul cotidian, e, e, o, da, e o un puci acolo împotriva istoriei. Da, este, sigur. Noi, ca români, avem, avem o răfuială cu istoria. Avem o răfuială și suntem întotdeauna profund originali în tratarea și în înțelegerea ei, mai ales. Păi, zimi, există șansă pentru acest tip de antiistoricitate? Nu este și a, la rândul ei doar o altă treaptă spre iluzoriu, de fapt, o altă construcție. Cum să ieși din istorie, la modul concret. Prin Cum muzica. ieși din istorie? Nu mai prin muzică. <laughs> <laughs> Știu că e o emisiune despre literatură, îmi cer scuze, dar ăsta e răspunsul. <laughs> nu e frumos. <laughs> nu e frumos. Răspunsul. Și cum ieși din istorie prin muzică? Chiar sunt foarte curios. Mă faci curios. Ar trebui să știu mai bine decât Păi, Ar trebui să știu mai bine decât tine, dar toate gesturile noastre sunt circumscrise istoriei. Se petrec într-un anumit uh, uh, cadru și uh, filtru determinat. Uh, Poate, numai gestul mistic, așa după cum spuneai, el este într-adevăr antiistoric, pentru că în divinitate n-ar trebui să existe istorie, ci doar adevăr și eternitate. Ori istoria nu se pupă cu eternul, prin definiție. Și atunci, dacă este să acordăm credibilitatea acestui gest, acolo, într-adevăr, ar trebui să se petreacă singura evadare posibilă în rest, nu știu cum am, putea, cum am putea, face față presiunii istoriei. Crezi în așa ceva? Avem propria noastră istorie. Toate acțiunile noastre duc spre formarea unei istorii. Bun. Prin muzică sau cântând, scriind, crezi oaza ta de atemporalitate în care te refugiezi. E grădina ta, paradisul tău te, te oferi la obiecte ca atare dându-le viață, scoțându-le da, scrind, cântând creând această obiectele această artistice mă, mă, mă refer da, da, deci crezi o oază de atemporalitate unde te refugiezi atâta timp cât te, cât te ține, cât te acceptă doar pentru, pe... că, doar pentru că acolo există un circuit închis deci într-un roman se întâmplă numai lucrurile din roman și atunci circuitul istoric este suspendat, la modul ăsta. Exact. Dar. Într-o sinfonie se întâmplă numai datele sinfoniei. Într-un tablou, numai datele tabloului respectiv. O condiție necesară ca să poți să, să lupți împotriva istoriei este să vii din istorie. Nu poți să scrii un roman fără să fi trăit la modul aspru, deci în istorie, în viața reală, ca să zicem așa. Pentru că nu poți să scrii. Um, nu poți să-ți petreci toată viața scriind și atât. Cititorul te miroase imediat, afară de cazul în care el, el însuși își petrece toată viața citind. <laughs> Dar trebuie să vii din istorie și cu aceste instrumente să lupți împotriva istoriei, creând refugiu tău artistic. Și de. pentru ce luptăm împotriva istoriei? Să nu spui răspunsul la standard din teamă față de moarte. Dincolo de treaba asta. Că nu conștientizăm neapărat finitudinea în momentul în care ne apucăm să facem ceva. Hai, răspundem, măcar <laughs> pentru tine. De ce ai scris romanul ăsta? Ca să răspund într-un fel muzicii pe care o ascult. Întrebare de baraj. Ce fel de muzică asculți, domne, descrie asemenea români? <laughs> da. Ascult muzica. Este loc destul în muzică pentru noi toți. Este importantă muzica în viața ta? Muzica e cea mai importantă, cel mai important lucru. Foarte interesant. Normal. De ce? Pentru că numai muzica ne scoate din istorie. <laughs> da, am înțeles această afirmație care deja se repetă. Nu am înțeles cum o face muzica. Ok, muzica este, este singurul fel în care poți să te apuci pe tine în sus de păr și să te tragi în sus. Este, este un Deus Ex Machina care te salvează fără ca tu să faci nimic, fără să plătești nimic pentru asta. Niciun preț. Sunt cohorte de îngeri gratis. Foarte frumos. Aș merge cu tine în acest cu, rai, cu cărțile, <laughs> dar nu știu Cu cărțile cum? nu e așa, cu cărțile este muncă samavolnică prin care încerci să scrii pagină de pagină, dacă ai scris două pagini într-o zi, ca un, ai muncit ca un sclav și e oricum un mare noroc, sunt zile în care nu poți să scrii nimic. Dar la vieții compozitor nu te gândești? eu mă gândesc la cei care ascultă. Nu există zi în care să nu pot să ascult muzică și să, să, nu, să, nu, mă bucur de ea. Înțeleg că o viață lipsită de muzică pentru tine ar fi un calvar, un coșmar, un iad. Poate că... Poate că nici măcar n-aș mai avea aceste noțiuni. Lumea mea ar fi atât de săracă încât n-aș mai avea conceptele astea maniheiste deloc. Nici n-aș mai, mai gândi. Cum sunt personajele de teatru? Bune sau rele? Personajele mele sunt foarte mele. De fapt. Sunt ale tale? Da. Ok. Va trebuie să le adopt. Da. Deci trebuie să mă obișnuiesc că de acum va trebui da. să le plătesc uh, întreținerea da. o viață întreagă. Și să răspuns pentru ele. Da. Personajele sunt. Uh, nu sunt bune. Nu sunt. își caută propria lor umanitate, care sunt încă, sunt încă sărăcite, dar luptă, luptă să. să să-și umple fagurele care li s-a dat cu umanitatea pe care știu că ar putea o avea. Avem dreptul la miere, înțeleg, nu numai la fiere pe lumea asta. Nu e vorba de dreptul pe că mierea este, frumusețea este peste tot în jurul nostru. Este peste tot. E întins mâna și o atingi. Nu este departe. Totuși, observ cu bucurie că fondul tău este unul pozitiv. Nu. Am zis frumusețea. Frumusețea nu te face să râzi, nu te face să te simți bine întotdeauna. Uneori te, te distruge, uneori te face să plângi. Dar e frumusețea. Augustin, prea târziu te-am iubit, frumusețe. E, alt fel de frumusețe în Augustin, în fine. Sigur, sigur. Să nu înțelegem <laughs> cu, to cu totul alt, altceva. Deci, crezi în frumusețe, înseamnă că. Uh, pe undeva, mi-ai răspuns și la cealaltă întrebare. Crezi și în iubire, înseamnă? Um, nu e, nu. De, obicei, de obicei, merg mână în mână lucrurile. Nu la modul concret. Nu-i frumos ce e frumos, e ce da, place e un, mie. E un joc al definițiilor. Pentru fiecare dintre noi, frumusețea înseamnă altceva și se află altundeva. Nu, dar există frumusețe pentru toată lumea. Pe orice fel de gust. Și asta este cert. Nimeni nu contestă treaba asta. Și există la fel iubire pentru fiecare. Iar nimeni nu contestă treaba asta. Contează dacă lucrurile astea mai au vreo importanță funcțională în viețile noastre sau nu, astăzi când suntem atâta de lucizi. Și, până la urmă, mândria noastră contemporană este tocmai aceasta a lucidității, spre deosebire de celelalte tipuri de mândrie pe care le-am cumulat prin filtrele culturale care ni s-au tot propus de-a lungul istoriei. Astăzi suntem foarte mândri că suntem lucizi. Și când nu suntem lucizi, ne asumăm în mod lucid să nu mai fim lucizi. Ăsta este supremul act de luciditate pe care îl facem și atunci tragem pe nas, ne băgăm în venă tot felul de chestii. Uneori ne băgăm în venă cărți sau muzică, alteori ne băgăm tot felul de prafuri, ne ducem la nu știu ce excursii inițiatice în care șamanim uh, pe lângă niște tipi cărora le acordăm un credit de altă factură, dar în mod lucid. Nu mai credem în nimic decât în călătorie, la fel ca personajul tău. Călătoria a ajuns așa un bun în sine. Nu contează unde ne duce. Nu contează dacă ne duce undeva, contează să fim așa activi. Cumva, asumat, că așa vrem noi. Bun. Ești e, foarte sceptic. Din punctul meu de vedere. Revelațiile sunt foarte aproape, încă. Transfigurarea e aproape. Frumusețea e întotdeauna aproape. Păi suntem de acord în acest uh, domeniu. Totul e să te înconjori cu ceea, ce, cu ceea ce merită să fie în, în imediat a ta apropiere. Hai să te întreb, poți să fii lucid? Cinic? Să nu crezi în nimic și în același timp să trăiești o stare de transă în mod autentic să fii transfigurat, să fii în dincolo de tine? Din nou e un joc al definițiilor. Luciditatea exclude transa. Atunci, cum facem? Cum facem? Ca Care să le avem este? amândouă? Păi le avem măcar ca tip de exercițiu. După cum ziceam, în mod Uite. lucid mi-asum să nu mai fiu lucid. Uite, Anumite cărți fac asta. Anumite cărți îți oferă și luciditate și trans. Spune-le pe nume. <laughs> um, ok. Două șanse. șansă. altor Sunt cărți rare care, care le aduc pe amândouă la oaltă. Mi-au venit în minte mai multe exemple. Mi-a venit în minte Veacul de Singurătate și o minunată parodie a lui Albert Cohen, Manjeclu, care însă una este magico-realistă, dar este mai mult magică. Cealaltă este o lume a convivialității uh, cotidiene. Una se ocupă de... <laughs> Niciuna nu se ocupă de amândouă, într-adevăr. S-ar putea, să trebuiască, putea să, treb să trebuiască să scrie mai multe asemenea cărți. Dar, este... uh, Wellbeck, îți place? Uh, insula? Oricare. Mm... E o soluție? să fii lucid și în același timp să-ți plângi de milă la modul ăla atât de coerent literar? să plângi de milă? De ce să plângi de milă? Păi să plângi de milă așa, <laughs> pentru condiția umană. Nu, lasă condiția umană să plângă. Păi ea plânge săraca dincolo de ea însăși. cineva din când în când îi spune, vezi, era să zic cuvântul ăla, Doamne, fă, că plângi. Da, tu pune osul la treabă, lasă. <laughs> Sau creonul. Adică generează ceva frumusețe, nu-i așa? Exact. Lasă această lume mai bogată decât ea. Am înțeles. Ești, ești de partea bună a lucrurilor. Din păcate, Cătălin Pavel, aici trebuie să ne oprim. Timpul acordat discuției noastre a trecut. Asta este istoria. Ne mână cu biciul de la spate. Dar ți acord, credic și sper că o să ne mai scoți din istorie încă de multe ori de acum înainte. Tuturor celor care ați avut răbdare să ne ascultați, vă mulțumesc pentru faptul de a fi avut plăcerea, sper, de a fi cu noi. Rămâneți pe RFI!